aruncă ceva așa de, de ceafă, știi, și se încleștează de spinarele. Ce să fac? Iau mână, o duc acolo la spinare, îl apuc de păr, să-l trag dracu de acolo, bă, să mă uit la el, să văd ce e. Ce era? Uite, bă, băiatule, un ghirlan, uite așa, nu știu. Băi, se uita ăla cu niște ochi beliz la mine și făcea. Îmi făcea, băi. Ăla prost ești, băi. Pisică, când îl vede pe ăla pe mititel pe mine, bă, odată scapă așa din dește și zice, sfârfălică. N-am o colelă tata din țigară. Bă, eu zic, bă, trăia de mea, bă, că mă cag grăbel. Mă duc și eu acolo, că am treabă, bă, la oborul ăla de-asta venit. Ăsta parcă nici nu m-a auzit, bă, dar am simțit că trage așa aer în plământ. Domnule, și când răgnești odată, deșteptarea! Stofă de ofițer, ce vorbești? Cavalerie. Bă, adevărat ca la armată. Zi-mă cu țigană. Băi, n-apuc eu să fiu bine în fire, că odată îl văd pe ăla, bă, pe... Zi-mă, sfârfâlică. Așa, bă, sfârfâlică, gherlanul ăla. Bă, sare dincolo de lângă tață. Cum era așa, în izmene, fără izmene, în fapt, cu burta goală, bă, și începe să driguie pe spinările lor care dormea. Bă, uite așa, sunt ca sârba pe ei, driguie pe ei, așa, și mormăia. Ce-te păruia? Băi, eu n-am zis că plotonerul e deștept ca regele Solomon, băi. Eu zic că el a dat-o pe asta cu proastă grup și potrivește perfect la lumea asta a noastră, unde e plin de proști. Bă, băiatul, o ții pe asta, ca aia, mață cu proștie. Și nu vă treaba de-aia dacă îți place, dar n-ai dreptate. N-am dreptate. Bă, n-ai dreptate chiar așa, nu mai sunt oameni deștepți foc pe lumea asta. Îi trebuie să iau vățuică. Ei stăteau în picioare și discutau. Aveau o gabrioletă în fața cârciumii. Nu știu fi fost ei, în tot cazul, oameni deștepți. Nu proști ca tine. Sau ca tine. Da, bă, și bă, fiar, vorbea, uite așa vedea gura, dar ai dracul, niciunul nu se lăsa. Dacă era deștept. Deștept. La început n-am prea înțeles, că nu știam despre ce e vorba. Pe urmă am început eu să prins câte ceva... Da, mă ia deștept urechea fină acolo, orientată în spațiu. Auzi, tu nu-i fi vreun șpion de pe la engleși? Ba da. M-ai prins. Să cântăm ceva din zonă, nu? Ia să vedem. Aici-s scumpele-s cu mine, le-am adus de la Cluj.
Ești într-o cameră. Și... Încă o dată! Loc de paus! S-a întâmplat minunea asta în care draga și scumpa de Ada, pe care o cunosc de mult, am avut chiar niște spectacole împreună pe la București, pe la Green Hours, am fost pe la Petrila și ea ca în 2017 primesc un telefon de la Adamilea și îmi propune această colaborare într-o piesă de muzical făcută în nota lui Jaroslav Hašek, Aventurile soldatului Schweik, și spune Schweik în concert. Ofițerul e o ființă perfectă, soldatul e doar o insectă. Ordinele ofițerului sunt o lumină în bezna din capul soldatului. Ofițerii sunt ființe necesare, soldații sunt ființe necesare. E haos când moare unul dintre gradați, dar nici nu simți dacă mor 4.000 de soldați. Măi patron, măi patron, vezi că iar ai fost chemat. Domnul Tolo peste net am rapat eu de picat. Am văzut că l-ai mâncat, am văzut că l-ai mâncat. N-am vrut să-l mănânc, dar m-am temut că ești stricat. Nu minți, nu minți, știi că ești flământ mereu. Tu valori când vezi mâncare, nu mai crezi în Dumnezeu. Ai intrat într-un rahat cu Mateu de picat. De ce l-ai desfachetat? Măi balon, nu-i frumos să mănânci genuia tău. Du-te la răpățenești și spune că-ți pare rău. Nu vreau să mă duc, fiindcă de poate frică. Tocmai m-a certat, că-i duc mâncarea mult mai mică. Vai, vai, o să mă omoare. Dar ce să fac dacă am stomacul mare? Oricât am mâncat, nu m-a săturat. Cu puța în chioră ei, de fapt nimic nu i-am dat. A intrat într-un rahat cu pateu de ficat. Am vrut numai să-l miros și s-a dus pe gât în jos. Domnule, nu pot teme, știu că ați ordonat să vină balon cu pateu de ficat. Dar oricum să știți, nu poate fi executat. Că pateu să trăim, l-am pătrăit păcat. Eu am vrut să nu vă intoxicați. Cu 97 cazuri de pateu cu decedat. Pateu vede periculos dacă mâncați. Așa că m-am gândit să trăiți să nu riscați. Balon e disperat și încearcă să vomite ceva ce n-a mâncat. O, sunt sigur că e intoxicat. Trebuie îngropat, o să fie îngropicat.